În timp ce unii copii se află la cursuri la această oră, alții fac treburi gospodărești sau se joacă. Aceasta a fost alegerea părinților lor care nu au bani să îi trimită la școală. Albert și Ionuț sunt doi băieți de 11 ani din Cândești. Ei își ocupă cea mai mare parte din timp jucându-se pe ulițele satului sau ajutându-și părinții în gospodărie. Albert nu a mers niciodată la școală decât în vizită. I-a plăcut, însă nu a putut frecventa cursurile. Știe că fără școală nu prea are multe șanse de reușită în viață, dar speră că atunci când va crește își va lua o mașină. Mergi vreodată la școală? Nu. Din ce cauză? Am certificatul de naștere. Da, ai fost măcar în vizită așa la școală sau ți-a povestit prietenii tăi cum e la școală? Am fost în vizită. Și ai vrea să mergi? Da. Ce vrei tu să faci când o să te faci mai mare? Să-mi iau mașină, să-mi iau acolo așa. Ionuț, prietenul lui Albert, are 3 clase. Știe câteva cifre și litere, dar nu îl ajută foarte mult. Nici la teme nu prea avea cine să îl ajute, pentru că părinții săi sunt analfabeți, așa că și el a renunțat să mai frecventeze școala. Mi-a plăcut, am făcut 3 clase. Ai vrea să mai mergi? Da. Și de ce nu te-ai mai dus? Dacă n-am mai avut mama bani să mă dea, n-am avut îmbrăcăminte, n-am avut caiete și nu mai m-a dat. Tu ce faci toată ziua? Stau și mă joc. Mai ajung și pe mine acasă. Părinții celor doi copii spun că și-ar fi dorit ca micuții lor să meargă la cursuri, dar nu au bani pentru a le cumpăra cărți, caiete și nici haine. Așa că preferă să îi țină acasă și să le devină ajutor în gospodărie. Cea mică n-am dus-o de o săptămână pentru că nu prea am posibilitate cu ce să îmbrac, să o încalți. Cei mari merge la școală și ne scurcăm foarte greu, nu avem posibilitate pentru ce ne cer. La școală, bani la cărți, rechizite, multe le trebuie la copii pentru școală. Abandonul școlar a devenit un fenomen îngrijorător la Buzău. Numai anul acesta, reprezentanții educației au constatat că aproape 300 de elevi care au finalizat ciclul gimnazial nu s-au mai înscris la liceu. Din raportările școlilor am constatat un număr destul de mare de elevi repetenți care nu au reușit să promoveze clasa a 8-a, de elevi plecați în străinătate împreună cu părinții, dar avem și jur de 90 de elevi care fie au abandonat cursurile gimnaziului și nu au reușit să mai finalizeze clasa 8-a, fie din motive, spun dumnealor, financiare, nu doresc înscrierea la liceu. Unii dintre copiii care au abandonat școala au plecat în străinătate, însă cei mai mulți provin din familii sărace. Familiile nu au bani pentru rechizite, haine sau pentru navetă. Responsabilii din inspectoratul școlar au observat fenomenul care a luat amploare în ultimii ani și au făcut apel până și la preoții din sate să-i convingă pe părinți să-și lase copiii la școală. Am purtat discuții cu primarii comunelor, instituția prefectului este alături de noi. Am apelat chiar și la biserică pentru a reuși fie să-i convingă pe părinți de necesitatea continuării școlarizării pentru copiii dumnealor, fie chiar să-i ajute cu bani sau cu alte resurse materiale pentru a putea să-i ajutăm pe copii să frecventeze cursurile liceelor. Majoritatea copiilor care au abandonat școala provin din mediul rural. Ei se rezumă doar la cele 8 clase pe care le pot urma la unitățile școlare din apropiere. Apoi rămân în localitățile de origine unde, în cele mai multe cazuri, se ocupă de muncile agricole.